M-am gândit să stai chiar acolo, pe scări. Aici? Uh-huh. Sau vrei mai jos? Miruna, dai tot din lângă lumină, te rog. Până la 35 cu Miruna și îți mai zic de acolo. Ajutor adevărat. Dacă vrei, îmi dau ochelari. Nu că văd, doamne. Bine, când sunt mai la distanță actorii, nu mai văd. Adică îi văd, dar nu le văd. Cel mai bine e când nu văd publicul. Atunci e perfect. Bună ziua! Aveți un minut? Da. Foarte bine! Ați observat că morcovii nu se radă bucăți egale? Ați observat că varza nu are aspectul pe care îl doriți? Toate astea stau sfârșit! Lasă-mă, domn! Aveți un minut? Foarte bine. Da. Mereu mă întrebam cum țineți minte, adică cum ține minte actorii, frate, atâta text. Asta e cea mai simplă treabă. Asta e cea mai simplă, da? După părerea mea, da. Și dacă asta e partea cea mai simplă, care e partea cea mai grea? Să devină al tău textul ăla. Adică să pară că nu... Că nu joci. Că n-a fost scris de cineva. Îți vine ție atunci. Aia mi se pare cel mai greu. Așa, să înveți un text, tot cine poate, după părerea mea. Nu mi se pare deloc, nu mi se pare greu. Asta e partea cea mai ușoară. Dar când devine, când iese așa că vrei tu să... Adică când simți că și tu uiți că l-ai învățat, de fapt. Asta e... Ai drumul ăla e greu de parcurs, după părerea mea, până uiți tu că l-ai învățat. Și că nu e al tău, de fapt. Faci ceva anume ca să te pregătești pentru asta? Adică să intri în pielea personajului? Eu nu cred că intrat în pielea personajului. Nu crezi în asta. Nu cred. Avea, eu tot evoc pe asta, dar Rebenjuc zicea asta, că era o glumă pe care o făcea el. Tot la un interviu a zis-o că când nu e personajul, atent, intru repede în el atunci. Nu există asta, nu. Nu cred. Adică ești tot tu, dar într-o situație nouă. Poate într-o situație în care n-ai fost niciodată în viața ta și nici nu o să fii vreodată. Poți să joci ceva ce nu cunoști? Adică, gen, dacă ți se dă să joci Superman. Și tu, da, nu, tu n-ai zburat niciodată. Îți imaginezi, nu? Adică până la urmă nu ține despre asta. Eu cred că, cel puțin în cazul meu, nu știu, mie mi s-a întâmplat copiii, să-i văd pe copii cum se transformă când le pui un costumaș, știi? Fiul meu, de exemplu, poartă, își mai avea el un costum de Hulk. Și deodată devenise Hulk. Adică, ok, noi râdem de aia chestie, dar în capul lui aia era. Era Hulk. Interviul nostru se cheamă From the Beginning. Și nu. Liviu și-a imaginat aceste interviuri ca o poveste cu începutul, prezentul și ce-o fi. Și mărturisesc că m-am potignit chiar la început. Am vrut să găsesc o întrebare care să aibă sens pentru tine, legată de copilăria ta. Mm-hmm. Și nu am. Nu știu, cred că pentru mine copilăria înseamnă... Am cam 3 puncte. Părinți, sora mea și copilăria țară. Astea aia sunt... cele 3 puncte cardinale din copilărie, dar era o nebunie. A fost cea mai frumoasă perioadă, cea mai mișto copilărie ever. N-aș putut să trăiesc altceva. Adică cum nebunie? Pentru că eram singur, fără părinți. Erau mătușile și un chicare, dar ei păreau așa, dar n-aveau forța. Zero autoritate. Da. Asta o dată. A doua la mână, e totul mai direct la țară. Nu e împachetat cum e la oraș, adică nu e dat cu parfum așa și pus în poleială ca în București așa. Acolo am întâlnit prima îndrăgostire, acolo am întâlnit totul, adică tot pentru mine era o lume aia foarte importantă, eram foarte ancorat în lumea aia. Și mulțumesc Dumnezeu că a fost așa, pentru că cred că de acolo am căpătat directețea asta, în care nu... Adică eu mă mir de multe ori că oamenii nu sunt cinstiți și nu au curajul să spună franc și direct lucrurile fără să... Adică
înțeleg că de cele mai multe ori, eu am tot auzit vorba asta și când eram student, chiar și Sandamanu, profesoara de la actorie, avea vorba asta, zicea, băi, cu sinceritatea asta și cu directețea asta nu o să ajungi departe. Și eu nu înțelegeam asta. Dar de ce? Adică unde e greșeala aici? Adică ce am de pierdut dacă zic fix ce gândesc? Evident, fără să rănesc pe celălalt, asta înțeleg. Câteodată aveam, poate din lipsă de maturitate, eram câteodată, poate călcam cu bocancii fără să-mi dau seama, dar sinceritatea și asta mie mi se pare că e extrem de important. Și asta e de acolo, de la țară. Îți aduce aminte de primul moment când te-ai izbit treaba asta cu vorbitul direct? Cred că la școală. La școală. Pentru că, sora mea fiind mai mare, ea m-a învățat, eu înainte să ajung la școală, eu deja știam să citesc și mai multe lucruri. Și când am ajuns la școală, mă plictiseam. Și plecam din clasă. Nu aveam răbdare să mai stau și plecam. Și până la urmă, na, dar și tot nu înțelegeam. Plus mă mai luam, adică răspundeam profesorilor. Aveam această, nu mă puteam abține. Și pe vremea aceea am și luat bătaie de la profesor. Cum erau ei demenți la vremea aia. Ne băteau cu rigla aia dreptunghiulară la palmă și unul maxim a fost și atunci am plecat urlând la directoare. Când m-a luat de pe ce m-a ridicat și mi-a dat două palme așa. Și m-am dus ață la directoare, adică urlând. Adică genul ăsta, nu dai tu mine, cine ești tu? Nu ești părintele meu, n-ai voie, știi? Și până și la facultate, unde meciurile mele cele mai mari le-am avut cu Sandamanu. În care nu puteam să tac. Aici e și o problemă, e adevărat. Cred că este un defect, de fapt, nu e o calitate, după părerea mea. Mă deranjează foarte tare nedreptatea, dar acum, iar, de unde poți să zici, ok, dar cine ești tu să zici, că de unde știi unde începe dreptatea și unde se termină? Dar așa, câteodată în ochii mei, când văd pe cineva nedreptățit, nu pot să mă abțin să nu sar, adică nu pot să nu zic ceva. Și mă supără mai tare decât dacă se ia de mine. Adică dacă se ia de mine, n-am nicio problemă. O diluiesc eu cumva. Dacă îmi văd că dă cineva și mai ales pe omul ăla, văd că a picat, mamă, mă scoate de minți. E o chestie la care nu pot să stau, nu știu de ce. Adică reacționează toată ființa mea, fac așa, nu mă pot abține, pur și simplu. În furie. Da, mă furie foarte tare asta. Asta e o problemă pe care încă n-am rezolvat-o. Da, mai am timp. Că bă, cum miroase în teatru? Bună întrebare. Știi, când stai prea mult într-un loc, nu mai știi cum miroase, știi? Cred că miroase a... Sunt teatru, să știi că se diferă mirosul de la teatru la teatru. Dar, de exemplu, în teatrele în care am stat cel mai mult, la Teatru Toma Caragiu din Ploiești, Notara, la Odeon, la Național, e la Bulandra, iar sunt mirosuri diferite. Dar în toate se întâmplă ceva, e o nostalgie, nu știu cum să zic. Adică, bine, poate că e și o tâmpenia mea, dar e de fiecare dată în senzația când sunt la repetiții și sala e goală, am o tristețe, știi, ca la mare iarna, nu știu de ce. Sau eu știu, vin, mi se întâmplă de multe ori să intru în teatru, să ajung primul la repetiție și stau. Și da, așa, mă apuc o nostalgie, da, nu știu de ce. Cred că toate au asta și de fiecare dată îmi imaginez cum au fost ceilalți care au fost înainte și mă gândesc că sunt pe undeva prin pereți pe aici sau, știi, imprimați în... Și-au lăsat energia. Da, 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 și-au lăsat energia acolo. Sunt convins de asta, adică eu cred că există ceva de genul ăsta. Poate că există, eu știu, universul paralel, habar n-am, dar ceva e. Pentru că se simte. Și câteodată te și ajută, cred, energia lor. Dar e mai degrabă, cred că miroase nostalgie, dacă vrei să-ți dau un miros. Ai făcut mult teatru și da. Marea majoritatea oamenilor cu care eu vorbesc te știu din film. Da. Inima ta unde e? Cred că îmi place mai mult teatru. Pentru că mă obligă să mă duc mai adânc.
Și filmul, dacă am o întâlnire frumoasă cu niște regizori buni și colegi buni, și acolo e, nu zic, ba. Dar la teatru e chestia asta, pentru că n-ai cum să ieși. E mai crud? E mai... mai... nici nu știu. E bine pentru actor, e bun pentru actor teatru. Adică acolo trebuie să te bagi total și la film te bagi, dar numai câți ani sunt în continuare. Ai această relaxare că ok, nu mi-a ieșit, hai să mai încerc o dată. La teatru, în timpul spectacolului, tu nu poți să zici, lasă că mi iese data viitoare, că te oftici că nu ți-a ieșit în ziua asta, știi? Când e publicul acolo și totul e acolo adunat. Și te oftici că nu ești total acolo. E super că, eu știu, ai tratat superficial anumite lucruri și așa mai departe. Și te îndeamnă la o căutare continuă, nu știu cum să zic. Un pic despre film. Când te-a întrebat dacă inima ta era teatru sau film, ai stat un pic să te gândești, dar zic, nu știu ce ai stat să te gândești. Pentru că, în esență, teatru m-a învățat să fac film, dacă e să spun cinstit. Sigur. Și discuția s-a deviat tot înspre teatru, adică mi-e clar că acolo ești. Da, e clar că teatru mă atrage mai mult, dar numai că eu cred că avea o vorbă foarte frumoasă Florin Zanfirescu și sunt de acord oarecum cu ea până la un punct, poate. În care spunea că e ca și cum m-a întrebat dacă aș merge cu dreptul sau cu stângul. Dacă îmi place mai mult filmul sau teatru. Că, în esență, puțin diferite meserele, dar nu e diferită. Că eu am același parcurs înăuntru. Eu trec tot prin aceleași mijloace, tot prin efortul ăla sau eu știu, tot aceleași căutări le-am. Doar că, în continuare, filmul mi se pare mai ușor. De ce să zic? Adică pot, îl ador, dar teatru e mai... La teatru încă n-am ajuns eu la nivelul în care să zic eu pot să fiu actor la nivelul ăla, cred. Problema e alta. La film e grabă, că nu sunt bani, mai ales în România. Vorbesc acum de aici. Și te doare pentru că de multe ori eu zic mai vreau o dublă. Băi, nu mai pot, nu mai am timp. Dar cum adică nu mai e timp? Vreau încă o dublă. Pentru că îmi dau seama că mai e de forat acolo. În schimb, la teatru am timpul ăsta. Băi, mai nebunit, băi, Felin! Ce față ai? Mi-a murit bateria și nici n-am auzit unele, de fapt. Băi, acum ne calmăm, da? Ne uitam zilele trecute la Despre oameni și melci. Părmâna am uitat la Furia. Oh, Furia, primul. Ne-am uitat la Breaking News. Și cred că și Întâlniri încrucișate. Și în absolut toate am zis la unison, știi? Ne uitam și am zis, bă, parcă e de acolo. Și da. Mă întreb cât ajută în obținerea rolurilor fața ta de român. Nu știu, nici nu știu dacă am față de român și asta mi se pare, habar n-am, nu știu. Asta regizorii ar trebui să spună, dar e o chestie, e o față care poate fi folosită în mai multe locuri, cred, fața mea. Unii zic că nu pot fi folosit pe oameni slabi, de cel mai mult, adică... Când am făcut cealaltă Irina, a fost discuția asta, că bă, nu poți fi tu ăla bleg și amărât și nu știu ce, nu crede nimeni asta. Iar eu nu cred asta. Eu în interior știu că sunt timid și că de fapt tot timpul am demuncit ca să pot să fiu. Eu știu să mă exprim la adevărata mea, nu valoare, la adevărata mea. E ca atunci când tu cauți să găsești, să poți să exprimi în cuvinte fix ce simți, cum eu, de exemplu, eu nu reușesc, exact asta se întâmplă atunci înăuntru, că de fapt e o furtună din cauza, eu știu, a timidității, a lipsei mele de experiență, ai o grămadă de lucruri neclare,
Exact așa, așa se întâmplă și aici cu... Eu cred că sunt ăla timid, cum am fost în cealaltă Irina înăuntru și mi-au cuvinte că taică-mi când a văzut filmul ăsta, a zis că e cel mai bun rol pe care l-a văzut. Uite, asta e. Ce e asta? E de firmă și redusă. Avem noi nevoie de așa ceva? Da, că vin seara obosită și numai să spăl vasele, nu mai arde. Las că le spăl eu. Costă cât o drujbă. Ai film în cap cu tine la Hollywood? Nu. 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 În schimb, am discursul în cap. Discurs. De la Oscar. Nu, erau de-asta, că eram puștean, știi, că te apuci de meserie, începi și ai de-asta, prost în cap. Da, mi-au trecut. Nu. Nu, acum chiar nu mai cred în premii. Cinstit. Înainte mi se părea o chestie așa de importantă și cum mi se părea așa o tâmpenie. Doamne, ce tâmpenie. Se pare chiar trist să vrei să câștigi premii. Când în esență știi, ca și cum ai zice, eu chiar cred, știu că o să par ridicol că zic asta, dar așa cred că stau lucrurile. Eu cred că fiecare om e făcut pentru ceva anume în viața asta. Adică așa a venit cu o treabă pe care o are de făcut. Treaba mea e asta, să mă caut pe mine prin meseria asta, știi? Așa a fost să fie, m-am întâlnit cu meseria asta, care e despre descoperire tot timpul și despre slăbiciune și despre limite și despre... Și asta fac, dar atunci cum Dumnezeu să mă gândesc că trebuie să fiu premiat pentru asta, știi? Înțelegi ce zic? Nu știu, e bizar. E ca și cum i-ai zice mărului, domne, tu faci mere și când faci mărul ăla, venim toți cu Oscarul și ți-l aducem, știi? Mi se pare... ciudat că oamenii ajung la asta, știi? Adică din cauza ego-ului ajung să fie așa. Și de asta, acum mi se pare chiar amuzant să mă gândesc că trebuie să iau premiu pentru aia, știi? What? Ai spus la un moment dat într-un interviu cât de important a fost să înveți în meseria ta prezența. Da. Și prezentul. Prezentul, da. Și e ceva ce se învață și se exersează, eu cred că exersăm prezența zi de zi. Când mă uit în jur, văd oameni care sunt fie trăiesc în trecut, agățați, știi, acolo, sau se grăbesc așa ca într-o cursă contra cronometru spre un viitor care încă nu s-a întâmplat. Corect. La tine cum e? Ca la noi toți. Nu e nimic diferit. Numai că... sunt mai ancorat în prezent decât alții, cred. Mie îmi place prezentul, mie îmi place aici, acum, e și, cred, na, actoria e prin excelență o artă a prezentului și atunci e mult antrenament și de acolo. Eu am cochetez cu yoga de foarte mulți ani și asta mă trage tot în zona asta. Și copiii pe care i-am trag al nebii de mult în prezent. Și îmi place mult prezentul. Mi se pare că restul e o minciună. Noi despre tine știm că ești un actor de succes, ești un tip discret, știm că ai o familie, că ai doi copii. Tu, clar, ai filmul mai mare. Și mă întreb dacă ești conștient de șirul evenimentelor care te-au adus unde ești azi. Dacă stau să mă gândesc la ele, cred că da, încep să devin conștient. Da, da. Mi-aș plăcut foarte mult meseria asta și îmi place în continuare. Cred că era absurd să nu fi ajuns aici. Știi, nu știu cum să zic. Adică nu vreau să fiu niciodată de modest. Chiar pe bune, chiar am muncit de mine. Au sărit ochii și mi-a plăcut să muncesc. Adică n-a fost o corvoadă. Eram... cum am zis mai devreme, cred că asta e natura mea și trebuia să fac asta, adică nu știu. N-am obosit niciodată, m-am obosit ca oricare, dar nu cred că aș putut, în viața asta cel puțin aș făcut altceva. Și îmi place și îmi dau seama că încă nu știu cum e cu meseria asta și tocmai de asta cred că îmi place mai mult. Că descoperi o chestie și zici, gata, bă, și te trezești că de fapt nu e aia. Mai e ceva în plus, mai e ceva. Te enervezi, te oftici și o iei iar de la capăt. Mai forezi un pic. Haide să vedem, că n-am înțeles nimic din textul ăsta. Hai mai încerc o dată. Hai să vedem dacă mi iese acum.
până azi, care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat? Că nu se termină. Că nu se termină niciodată. Niciodată nu o să ajungi undeva în care să zici, da, am găsit. Și în general în viață, adică numai cu meseria. Adică eu sunt convins că nu înveți tot. Adică nu o să știi real tot. O să știi lucruri, o să ai impresia că le știi de fapt și nici pe alea nu o să le știi. Nu știu, cred că am învățat real să spun cinstit, dar cinstit. Așa, să mă dau inteligent, am mai zis eu, dar am învățat acum cinstit că habar n-am de nimic. Adică pipă-i lucruri, pur și simplu. O completare la întrebarea Teodorei despre șirul evenimentelor care te-au adus aici. Nu era neapărat despre meserie, e despre... Viață? Dacă ești conștient de niște macazuri sau macazuri care ai avut. Știm cu toții povestea că ai fost brutal. Nu intrăm acolo, că ai spus-o în nenumărate interviuri și toată lumea știe. Da. Eu n-am tratat niciodată lucrurile așa, nu știu. Nu ai niciun macaz pe care să zici, bă, dacă... Nu, e mai degrabă un macaz în care am avut o revelație legată de a fi cinstit cu mine. Dar n-am gândit niciodată lucrurile în termenii ăștia. E adevărat că atunci la Furia, când am luat primul rol, dar eu mai făcusem scurtmetraje destul și deja eram obișnuit cu zona asta de film, dar când am luat rolul la Furia, da, mi-am dat seama că atunci o să fie o schimbare, dar nu știam cum o să iasă filmul. Că putea să iasă prost și să nu fie bine, să nu prindă, știi? N-aveam de unde să știu. Dar mi-am dat seama, de exemplu, când eram student, a fost o chestie foarte interesantă. Eu am făcut și sport mult de permanență și eram eu cu Ricky, despre care vorbim mai devreme. Cred că împreună citiserăm o carte, adică cam asta era nivelul cultural pe care îl aveam noi atunci. Și Sanda Manu a zis, voi sunteți obligați să citiți tot ce a scris autorul pe care îl facem la clasă și să-mi faceți un referat. Și eram de fiecare dată când repetam ceva, trebuia să citim toate piesele pe care le scrisese autorul respectiv și trebuia să facem referatul. Și într-o seară trebuia să fac un referat despre Brecht, după ce terminasem tot ce citisem despre el. Până atunci copiam prefețe, știi? Compilam. Luam de acolo un pic, luam de acolo un pic, luam de acolo. Porc sinistru. Făceam rahaturi de-astea și... La Brecht eram seara, nu o să niciodată, eram acasă și eram rupt de oboseală după repetiții de la școală și stăteam așa acasă și tot așa căutam prefețe aia de acolo. Păi și la un moment dat m-am oprit așa, m-am avut așa un puc, stop. Păi și a fost de nu știu unde a venit chestia aia. Ce faci, Gogule? Pe cine minți tu aici? Adică am avut revelația faptului că mă mint înfiorător și că de fapt eu nu fac decât un deserviciu făcând chestia asta. Și am lăsat totul la o parte și am început să scriu. Și am făcut un referat pe care Sanda Manu l-a adorat și l-a citit peste tot, era terminat. Dar, într-adevăr, era exact cum trebuia să fie. Pentru că n-am făcut altceva decât să vorbesc, că eu eram și Brecht, eu îi puneam întrebări și Brecht îmi răspundea, dar, evident, na, eu așa am construit referatul. Și atunci l-am și înțeles pe Brecht. Profund. Și de atunci eu n-am mai făcut niciodată rahaturi de genul ăsta. Din momentul ăla. Eram în anul 3, deja, adică îți dai seama, până în anul 3 am făcut macăcaturi de-astea, adică în care mă mințeam. De acolo s-a tăiat. Deci cred că ăsta e un moment de schimbare, dar care nu e despre un job, e despre mine. Pentru că eu cred că dacă eu sunt bine, cred mai degrabă că o job-ul va fi, nu contează aia. Dar eu, în felul meu, în construcție, trebuie să fie ceva, cred, schimbat. Cred, nu știu. Despre tine și voiam să fie... Da, spus, nu neapărat despre meserie. Da. Nu, dar înțeles ce zic, că nu... O schimbare vitală nu vine din exterior. Eu tot timpul am crezut că vine de la mine, din interior, știi? Adică din mine se schimbă lucrurile, nu din exterior către mine. Cum și cred și în meserie că există două feluri de a face actorie. Se vorbește la noi că să apuci rolul din afară sau să-l apuci dinăuntru. Adică să te aduci și la psihologia interioară sau la ce gesturi face, la ce, cum se mișcă și eu tot timpul am plecat din interior pentru că nu știu cum... Au fost regizori care m-au îndemnat să mă duc, dar tot trebuie repede să fug înăuntru ca să văd de ce face ăla gestul ăla așa, adică de unde îi vine, ce în interior îi spune să facă aia și tot așa.
Nu. Hai că am vorbit de mamă. Mai avem un pic și terminăm. Da. Spuneai că nu se termină. Nu. Și totuși, cum vezi finalul? Băi, liniștit. Eu abia aștept să văd. Sunt foarte curios cum e cu moartea asta. Jur, sunt curios. Sunt curios pentru că nu simt nicio teamă reală. Dar mi-ar plăcea să trăiesc moartea. Adică nu mi-ar plăcea să fiu așa, să-mi iau ea. Adică să fii prezent. Da, să nu fiu luat prin surprindere. Aș vrea să o simt, să văd ce se întâmplă. Mi-ar plăcea, cred că așa. Așa mi-ar plăcea să cred că se va tăia, abar n-am ce o să fie. Dar mi-ar plăcea așa. Să fiu prezent, da. La moartea mea. Cum sună asta, să fii prezent la moartea ta? Da. Da. Noroc. Cred că da, noroc. Și sunt convins că o să-mi fie frică. Un pic acolo tot o să apară, na? E firesc să fie. Dar-s curios să văd ce s-ar întâmpla. Adică dacă e... Eu cred că e. E imposibil să nu fie. Ce e să imposibil. Fie? Ceva dincolo. E imposibil. Nu cred că nu e. Eu văd cum vin... Adică am văzut la copiii mei cât de diferiți sunt când au venit pe lume. Au venit cu anumite calități. Au venit deja cu ele. Ok, o fi explicații științifice cu gene și cu toate astea. Există, sunt convins, dar în același timp mai e ceva. Mai e ceva ăla... Ceva ăla neexplicat. Pe care îl simt, nu pot să-l explic. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc! Doamna!